Din nou în direct, de azi vremea devine tot mai capricioasă și întoarce faia. Se răcește brusc, temperaturile scad și sunt anunțate vijelii. În unele zone vor fi noaptea minime, care pot ajunge până la 2 grade Celsius. Vremea se strică radical în toată țara. Dacă zilele trecute ne-am bucurat de temperaturi de vară, următoarele zile vor aduce ploi abundente și intensificări ale vântului. Manifestări de instabilitate din ce în ce mai multe în zona țării noastre. Dacă ieri au fost afectate zonele montane și regiunile nordice, astăzi deja contăm pe mai multe instabilitate pentru jumătatea de est a țării. Mă refer la zona Maramureșului, zona Moldovei, dar și partea de est a Transilvaniei și toată zona Munteniei, unde vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, averse ce pot avea și ce vor avea și caracter torențial. Meteorologii anunță că se vor acumula cantități semnificative de apă, iar în unele zone va cădea și grindină. Temperaturile vor scădea chiar și cu 15 grade Celsius. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Nu sunt excluse nici astăzi căderile de grindină. Iar în zilele următoare, următoarele două zile, ponderea mai mare pentru fenomene de instabilitate va fi în jumătatea de vest a țării. În zilele următoare vom ajunge la temperaturi cuprinse în general între 13 și 21 de grade. În nopțile următoare, chiar dacă se produce această răcire a vremii, valorile termice vor fi cuprinse în mare parte din țară între 2 și 12 grade.